genul programului Pamflet. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Cătălina Solovăstru, alături de mine, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit! Bună, Cătălina, bine m-am regăsit! Vorbeam și cu Dinu în jurnal. Repetăm o informație importantă pentru suceveni. E vorba despre faptul că în Consiliul Local s-a votat ca nivelul taxelor și impozitelor să rămână la valoarea din 2012. Mai e un mic pas de făcut și putem să le dăm o veste bună finală telespectatorilor. Discutam noi despre subiectul ăsta și săptămâna trecută, când a venit hotărârea de guvern cu majorarea. Cum ți se pare decizia Consiliului? Da, este o decizie care era anticipată. Putea fi anticipată, dat fiind faptul că președintele PNL Suceava, Alexandru Băișanu, a spus că a vorbit cu consilierii PNL să nu voteze majorarea. Președintele PSD Suceava, Cătălin Nechefor, a spus că a avut discuții cu mai mulți primari de ai partidului și aceștia au dat asigurări că nu vor face majorări de taxe și impozite. Este o decizie politică. Nu că domnul Lungu ar fi primar de al partidului, dar până la urmă Consiliul Local stabilește. Consiliul Local stabilește și Consiliul Local la Suceava majoritar este USL și de aia n-a vrut să majoreze taxele și impozitele locale, pentru că abia s-au instalat la guvernare cu toate forțele. Mai puțin președinția au, în rest au totul, guvern, parlament și Consiliul Local, Consiliul Județean, și nu vor să iasă din prima de răi, că una au spus în campania și alta fac acum. Însă faptul că hotărârea de guvern anunțată de Victor Ponta încă nu a fost publicată în Monitorul Oficial poate da de gândit, probabil că ar fi prea scurt să o publice acum, poate acolo spune că există obligativitatea ca deliberativele locale să mărească taxele și impozitele. Deja văd că nu funcționează robinetele cu miere și cu lapte la USL, sau au ruginit, s-au înțepenit din cauza frigului, alea care spuneau mierea că vor fi curte, deschise. Dar laptele m-a înghețat. Sau nu, sunt înghețate amândouă robinete, că lumea s-a așteptat să curgă miere și lapte, însă s-au înțepenit din cauza frigului robinetele. Dar nu și cred că e cod portocaliu, că PDL-ul nu mai cod portocaliu rămas încă de la PDL și ei nu pot scăpa de codul portocaliu. Acum este cu grea o moștenire. Deci nu te-ai învățat încă? Când vine o altă guvernare e vorba despre grea o moștenire și n-ai ce-i face, că așa ne-au lăsat ăștia. Văd deja că revenirea la TVA-ul de 19% este împinsă cu vreo 3 ani. După aia văd că hotările judecătorești cu privire la salariile bugetarilor, dacă vor fi luate banii, vor fi dați eșalonat. Văd niște chestiuni pe care le-am văzut și în guvernarea trecută și nu se arată semne că va fi altfel. Și asta cu taxele și impozitele, până la urmă, cred că o să majoreze, pentru că n-au bani la buget, nici la bugetul local, nici la bugetul central. Dar este o prostie, că dacă oamenii nu plătesc când sunt bugetele, când sunt taxele și impozitele mici, nu o să plătească, nu o să fie ele mari. Însă eu mă gândesc că dacă un consiliu local, cum ar fi cel de la Suceava, nu mărește taxele și impozitele, când vor sta cu mâna întinsă la guvern după bani, o să spunem, bă, dar voi n-aveți bani? Păi n-avem șeful, că păi ați mărit taxele și impozitele? Păi n-am mărit. Păi la revedere, mă. Cred că așa o să se întâmple. Din păcate, altă variantă s-ar putea să nu existe, nu? Dacă greaua moștenire așa de mare și bugetele sunt atât de secătuite, cum spun actualii guvernare. Dar greaua moștenire asta și se rostogolește, ea este din ce în ce mai grea de la o guvernare la alta. Un alt subiect de sezon, să spunem așa, pentru că data e 21 decembrie. Nu dezăpezirea, mai rău. Cu apocaliptica. Cu apocalipsa. Da, am văzut opinii de la un preot, de la un astronom, un astrolog, sau ce au fost prin știrea aia. Asta cu sfârșitul lumii, la noi e în plină desfășurare de mult, adică nu e că doar sfârșitul lumii, toată lumea se așteaptă ca sfârșitul lumii să vină dintr-o dată. El nu vine dintr-o dată, la noi este în timp, e un proces care se desfășoară treptat. Și sfârșitul lumii nu vine pentru toți o dată, vine în trepte, te ia pe grup sau pe persoană, nu te ia. Asta am citit o opinie foarte interesantă undeva, căreia îi dau crezare. Un general român din serviciile de informații rezervă spunea că toată chestiunea asta cu sfârșitul lumii reprezintă o intoxicare la scară mondială pentru a distrage atenția populației de la problemele grave cu care se confruntă.
Nu trebuie să uităm că marele rețele de media din lume sunt controlate de oameni care au legături puternice cu guvernele importante pe pământul ăsta și transmit niște informații care sunt dorite de guvernele respective și de serviciile respective de acolo. Problema, criza financiară la nivel global, criza economică, criza alimentară și capitalismul sunt, aceste crize sunt foarte acute și trebuie distrasă atenția populației. După cum se poate observa... Au și reușit, că sunt foarte mulți oameni, în special în străinătate, care își fac buncăre antiatomice. Da, dar de ce te gândești că n-ai ce mânca și că spitalele sunt din ce în ce mai scumpe și nu se mai asigură asistență medicală? Am văzut în Spania, seara a fost o acțiune de protest foarte viguroasă. Acolo se intenționează să se privatizeze mai multe spitale și clinici pentru a scăpa guvernul spaniol de o serie de cheltuieli. Lumea este furioasă acolo. Capitalismul este, așa cum îl știm noi acum, este pe final. Deci nu mai are cum să reziste capitalismul în forma asta. Trebuie o altă orânduire, nu știu care va fi acea orânduire. Însă e clar că capitalismul nu mai poate să meargă așa cum merge acum. Este un proiect care la momentul acesta este desuiet și trebuie de făcut altceva. Pentru că nu se poate, șomajul este în creștere peste tot, nu sunt medicamente, nu sunt bani, nu este mâncare și este o criză al cărei sfârșit ălar s-ar putea să fie sfârșitul lumii. Dar trebuie de schimbat lucrurile la nivel mondial și pentru ca lumea să nu se gândească la cât de rău este, bagă gogoriții din astea, cu maiași, cu incași, cu papuași și o să mai găsească după maiași. Ce vine după 21 decembrie? După 21 decembrie o să vină 2013, că au spus niște papuași ceva și pe urmă tot așa, o să o țină dintr-o previziune în alta, că mai sunt calendare pe pământul ăsta. Și o calendare de la Pirelli, cred că pe asta o să le interpreteze. Și mai era un ban, că sfârșitul lumii în România, cum era? Cum? Ăla care zice... Sfârșitul lumii care a venit în România. Care a venit în România, s-a uitat stânga-dreapta, zice, măi, aici a mai fost. Dar nu, dar sfârșitul lumii, acum e valabil bancul ăsta în toată lumea. Că dacă te uiți, situația este gravă peste tot, nu doar la noi. Mulțumesc, Sorin, pentru prezența la Comentariul Zilei. Încheiem aici, doamnelor și domnilor. Sunt Cătălina Solovăstru, toate cele bune.